Înfrângerile din ultimele etape vor dăuna grav bugetului și așa subția de insolvență al clubului Petrolul Ploiești. Dacă la finalul campionatului s-ar fi clasat pe locul al treilea, ploieștenii ar fi încasat numai din drepturile de televizare ale Ligii întâi peste 2,3 milioane de euro, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Dacă va rămâne pe locul al cincilea după ultima etapă, echipa va primi numai 1,7 milioane de euro. În condițiile în care aceasta este principala sursă de venituri ale clubului, în lipsa unui investitor dispus să plătească salariile cerute de fotbaliști de valoare, este de ca obiectivul petrolului din campionatul viitor să fie salvarea de la retrogradare.